Добрый день еще раз всем. Мы очень рады приветствовать вас на нашем музыкальном вечере, очень рады вас всех видеть. И песни будут как на русском, так и на румынском языке. И думаю, мы можем начать. Мы начинаем. Конечно, Дарья. O să începem. Prima piesă se numește Dacă aș încerca, este în limba română și mesajul este orice încercăm să facem pe acest pământ lucruri bune în încercarea noastră, oricum au nevoie de suportul lui Dumnezeu. Așa că haideți să invităm frumoasele doamne și domnișoare din grupul Revoice care vor interpreta piesa aceasta. Как ей вернуть полет?
Знаю твердо, что всегда со мной твоя рука, ты всегда со мной, со мной. Пусть вокруг темно, но на душе светло, потому что знаю я. Наш Господь, Он всегда с нами. Где бы мы ни находились, где бы мы ни были, в путешествии, дома, Он всегда находится с нами, и мы хотим прославлять Его имя, мы хотим возвеличивать имя нашего Господа. И следующая песня, она тоже как раз будет об этом. «Величит душа моя Бога». Мы хотим прославлять Его в песнопениях. Слава Богу! Коварных путей охраняет и душу мою сберегает по милости каждый день. И я каждый день направляю молитвы в небесную силу и громко Его прославляю сердечной хвалою. Аминь. Он правдой меня. Yeah.
Aprecierile dumneavoastră au fost remarcabile pentru ei. În cele ce urmează, dacă ați văzut cum se luminau fețele lor, a celor copilași care au avut curajul să cânte, piesa următoare se numește Fii o lumină unde ești. Iar următoarea piesă vor fi două la rând, se numește Tu ești viața mea, Iisus. Ambele vor fi interpretate de grupul Revoice Junior. Iar mesajul acestor piese ne va face să ne miște gândurile spre Dumnezeu. Să vă mulțumim.
Că e greu să cânți a capela, să cânți fără background, să cânți fără registrare, apoi să mai cânți și pe diferite voci și să iasă bine. Dar cred că e o minune a lui Dumnezeu că noi, oameni diferiți, cu voci diferite, să ne unim în unison și să cântăm în unison sau pe voci diferite. Așa că minunea lui Dumnezeu persistă peste tot. La dumneavoastră nu plouă acolo? Aici la noi nu plouă, dar știți că trebuia să ploaie, nu? De la 5 trebuia să ploaie. Și asta e o minune. Ce un picurat
вечер, он уже постепенно подходит к своему завершению. У нас осталось еще несколько песен, и они будут о выборе. Каждый день, каждую минуту мы с вами совершаем какой-то выбор в нашей жизни. Даже прийти сюда, посидеть, послушать, это тоже результат, является результатом нашего выбора. И следующая песня о том, как не ошибиться в своем выборе, как сделать правильный выбор в нашей жизни. Не ошибись в выборе пути, пожалуйста. Каждый из нас совершает его в своей жизни. И следующая песня, она будет также о выборе. «Выбирай». Она так и называется «Выбирай рай». Мы решили, что мы хотим идти дальше вместе с Господом. И следующая песня как раз будет об этом.
Amin. Aleluia, slavă lui Dumnezeu. Mulțumim frumos. Iată, ne ajuns și la finalul mini-concertului nostru pe care ne-am propus în această seară să vi-l împărtășim, să lăudăm pe Dumnezeu prin această piesă muzicală. Dorim să vă spunem că puteți să ne urmăriți și pe internet, pe pagina noastră de web, cdarm.md, pe Facebook, cdarm Moldova, și pe YouTube, Zdar Moldova. Am fi curioși de aprecierile dumneavoastră și Dumnezeu să o binecuvânteze pe fiecare. Iar la final, dacă nu sunteți împotrivă, vrem să înălțăm o rugăciune lui Dumnezeu ca mulțumire. Și dacă doriți să ne susțineți această rugăciune din picioare, vă invităm și pe dumneavoastră, împreună cu toți cei participanți care au fost cu noi aici pe scenă. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i mulțumim pentru prezența Lui aici cu noi. Tatăl nostru care ești în cerul, îți mulțumim frumos că ești bun, miraculos cu fiecare în parte. Mulțumim pentru vremea frumoasă, pentru ploița care ne-a adiet un pic. Mulțumim pentru oamenii frumoși, tineri, copii și mai în vârstă, cu care ne-am bucurat împreună să lăudăm numele Tău. Fii preamărit și binecuvântează-ne Tu. Amin. Amin.